Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Astăzi este data de 17 și asta este a cincea emisiune pe care am o fac în data asta de 17 emisiune programată. Cum ar veni. Deci, ca să înțelegeți, eu, în afară de asta, au mai fost încă 4 emisiuni sau cu un interviu de la Zuga, care a fost tot în data de 17 august. După care vom mai vedea când voi face când voi mai face live-uri. Deci, așa cum v-am obișnuit până acum, eu nu am nimic dinainte prestabilit, nu știu exact despre ce anume o să vorbesc, totuși o să încep cu obsesie, că ceea ce facem noi nu este obsesie. Începem cu atitudinea pe care o luăm de fiecare dată împotriva clasei de paraziți numiți preoți, indiferent de religie, nuanță, da, toți sunt niște paraziți sociali care încă din antichitate, începând cu Zamolxis, unul dintre cei mai mari preoți, da, s-au cocoțat pe cârca umanității și au creat casta asta milenară de psihopați, de bandiți. Așa, după cum știți, ieri a luat foc Palatul Arhiepiscopal al lui Teodosie la Constanța. Gurile rele spun că ei și-ar fi dat foc acolo ca să distrugă anumite probe. Așa, alții spun că alții i-au dat foc dușmanii bisericii ca să dărâme biserica. Teodosie de la înălțimea învonului a evocat un blestem împotriva lui Satana, un blestem întunecat din perioada Evului Mediu, o perioadă foarte întunecată în istoria umanității. Da. Sfârșitul Antichității și începutul Evului Mediu a fost una dintre cele mai întunecate perioade din istoria umanității, mai ales după isprava creștinilor din secolul IV, când au dat foc bibliotecii din Alexandria și i-au ucis pe toți oamenii de știință pe care i-au găsit acolo, oameni de știință care se opuneau sistematic prin chestii logice, prin argumente logice, poveștilor astea, bazmelor astea cu care nemernici ăștia au îngenunchiat umanitatea și la propriu și la figurat. Da. Tot circul ăsta bolnav cu moaște și cu icoane făcătoare de bube la gură și TBC, practici de epocă întunecată. Însă sperăm că, așa cum a luat foc catedrala de la Notre-Dame, a luat foc și asta, mai sunt și altele care au luat foc. Sperăm că într-o bună zi vom reuși ca să radem din temelii centrele astea de jumulire a naivilor, a proștilor, atât de bani cât și de energie pozitivă, de energie. Au dezvoltat un egregor al fricii. Pe asta se bazează ăștia, pe frica de Dumnezeu. Deci că e un baubau acolo numit în ceruri, numit Dumnezeu, și Dumnezeu ăla n-are altceva mai bun de făcut decât să-i pândească pe naivi ăștia, da? Și să-i pedepsească.
Dar ei, popii, sunt bine văzuți acolo, că ei îl cunosc pe Doamne, Doamne și... S-a pus foarte mult timp Batista pe țambal, pe crimele psihopaților ăștia, deoarece au reușit de au corupt cele mai înalte nivele statale, și când vorbesc de nivele statale, nu vorbesc doar nivelul de la noi din țară, vorbesc de nivelele conducerii tuturor țărilor din lume. Da, peste tot preoții ăștia ei au uns și au îngenunchiat împărați, președinți, partide, toate s-au făcut cu oblăduirea lor. Psihopații ăștia întărâtau oamenii ca să oamenii să se omoare între ei, și după ce oamenii se omorau între ei, pământurile oamenilor liberi le rămâneau ăstora. Intrau în patrimoniul bisericii. În speță la noi, BOR, banda organizată română. Da. Teodosie, zilele voastre sunt numărate, atât la propriu cât și la figurat. Ați îmbătrânit. Și se vor naște generații de oameni noi care vor avea acces la cunoaștere, la lumină. Se vor naște generații de oameni noi care vor dezvolta chestii științifice. I-ați numit pe oamenii de știință atei, auzi, fără Dumnezeu, fără care Dumnezeu, mă? Ăla al vostru? Na, nu vedeți că orice se întâmplă nu vă mai rabdă, nu vă mai protejează nici ăla, fiindcă nu mai poate, fiindcă de fapt nu poate. Egregorii ăștia ai fricii pe care voi i-ați creat undeva acolo sus, încep să se năruie unul câte unul și să năruie peste voi. De sus în jos va veni. Cum focul ăsta a fost deasupra acoperișului palatului episcopal, auzi, palat episcopal. Gunoaiele astea de popi, unii dintre ei, mă refer vârfurile, nu plevușca, amărâții aia cărora li se percepe, cum spunea tipul ăla foarte simpatic, răspopitul, cum îl numesc ăștia, chiar îmi cer scuze că am un lapsus și nu-i pronunț, adică nu-i am reținut numele, cu toate că băiatul ăla merită foarte, foarte multe lucruri. Balaș, da. Parcă Cristian Balaș. Sau Daniel, nu știu exact. Deci domnul Balaș, oamenii ăștia chiar au crezut că acolo e spiritualitatea, că gangsterii ăștia au ceva cunoștințe. Însă au ajuns la concluzia că totul face parte dintr-o afacere murdară, un eșafodaj al minciunii, al înșelătoriei, al crimei. Și așa cum vă spuneam, toată șarlatania asta, toată înșelătoria asta a durat. Orice poveste are un început, dar mai devreme sau mai târziu are și un sfârșit. Și sfârșitul poveștii ăsteia e pe aproape. Îl simt. Adică, de fapt, îl simțim. Totul a început cu Visarion Alexa, cu faptele de sodomie ale negustorilor ăștia de iluzii. Calinic, care mai erau ei pe acolo, Teodosie, a? Încet, încet or să iasă la lumină, fiindcă pare să că și din SRI, din servicii, nu prea mai vrea nimeni să le țină spatele gangsterilor ăștia, bivolilor ăștia păroși, bărboși, în fuste, zgripțori ăștia, care au nenorocit de-a lungul timpului
generații de generații de copii pe care i-au băgat cu capul în apă, ci că să-i lepede de satana. O altă găselniță. Da. Cel mai grav în toată povestea asta este că ăștia sunt asociați de unii, adică tot canalele lor de contrainformații asociază cu frăția șarpelui datorită toiegelor alea care ei le țin în mâini și sunt doi șerpi în formă de inimă, nu? Ăla e un totem furat. Ăla este un totem furat oamenilor legitimi, stăpânilor legitime al acestui pământ și ei țin aia la vedere tocmai ca să, da? Ca să facă publicitate negativă șarpelui. Nu le-a ieșit că făceau publicitate negativă și albine. Atât șarpele, societatea șerpilor, cât și societatea albinelor sunt societăți matriarhale. Ori ei, bivoli ăștia păroși, buni de muncă, ăștia sunt, au creat societăți patriarhale care au îngenunchiat noțiunea de femeie și și-au transformat-o în, au adus-o. Dacă observați, absolut toate cultele, toate formațiunile religioase au îngenunchiat femeia. Din sus pus au făcut-o supusă, ca să înțelegeți ce vrem să spunem. Ghinionul lor a fost că n-au reușit să învingă societatea albinelor. Trebuie să ridicați statui albinelor astea, dar nu să vă închinați la ele, doar să le ridicați statui. Și când treceți pe lângă ele, să știți că societatea albinelor este singura societate care s-a opus speciei ăstora de nemernici și le-au forțat mâna să tolereze societatea albinelor, fiindcă dacă dispăreau albinele, ar fi dispărut și ei. Și atunci toată munca lor ar fi fost zadarnică în viziunea lor. N-ar mai fi fost nu ar mai fi avut teren de joacă, ca să zic așa, ca să se joace ei cu frica. N-ați văzut și în biserici că ăia sunt sfinți, urâtăniile alea, urâțe aia, chipurile alea, sfinți. În realitate sunt tot niște ticăloși ca ei care au murit în trecut. Ei au o aroganță și se auto-intitulează sfinți părinți. Rămâne amorfan de ei într-o singură zi. Da, stați liniștiți, că o să rămânem. Mi-au sărit la gât o grămadă de credincioși cu amenințări stranii și nemaipomenite, una mai năstrușnică ca alta, că or să vină, că or să veniți, mă, vă așteptăm aici. Veniți și aici vă vom face mormântul. O să vedeți, nu credeți că suntem așa 1-2, suntem mai mulți și am venit să vă luăm pielea. Și spre deosebire de voi, noi suntem pretutindeni și nicăieri, în vreme ce noi vă știm toate cuiburile, toate locașurile vi le știm și știm de unde să vă culegem. Voi, în afară de mine, nu știți nimic despre noi. Nimic nu știți și niciodată nimeni nu o să vă spună mai mult decât trebuie să știți și niciodată nimeni nu o să vă arate mai mult decât trebuie să vedeți. Asta e legea pământului ăsta. Nu astea ale voastre. Legile astea care le-ați făcut voi pentru oamenii ăștia. Da. Să sparge buboiul. S-a spart deja. Sunteți în cădere liberă. Nici măcar în vrie nu mai sunteți. Sunteți în cădere liberă. Și în curând o să vedeți că bisericile astea, centrele astea de jumulire a proștilor de bani, se vor dărâma pe voi, vă vor îngropa. O să vină o zi că vom ara cu pluguri, cu 17 boi locurile unde ați ținut lăcașurile astea, unde voi adunați egregore aia cu energie negativă să vină să se hrănească cu energia înspăimântaților ăștia, care i-ați speria voi cu chinurile iadului și cu alte bazaconii. Cât credeați, bă, că o să mai dureze domnia asta a voastră?
cât credeați voi că o să mai dureze nesimțirea, cât credeați voi că o să mai dureze cupiditatea, lăcomia, da? Ați concentrat în mâinile voastre bogății de peste 100, peste 1000 de miliarde de euro. Asta în curând va afla lumea. Da. Dar cea mai mare crimă pentru care nu pot să vă iert și nu vă vom ierta niciodată este că ați îngenunchiat copiii neamului nostru, copiii țării astea. I-ați îngenunchiat în școli și în biserici. I-ați călcat pe demnitate. Ați distrus generații de oameni de-a lungul timpului și ăstea acum se vor întoarce ca un bumerang împotriva voastră. Eu sunt unul care v-am scăpat, bă, gunoaielor. Părinții mei au fost foarte luminați la cap și nu m-au lăsat ca voi să mă băgați cu capul în cazanul ăla, să mă lepădați voi de satana, să ne simulați în necu, da, să ne plantați frica în cap, da. Și nu cunoaștem frica și ca mine suntem mulți. Și vom veni după voi. O să vedeți că în curând o să creăm un cadru legal, să vă putem judeca legal. Și vă veți primi ceea ce ați semănat. Înțelegeți? Veți primi fiecare ce ați semănat. Da. Mizerii de jeguri subumane ce sunteți. Voi nu puteți fi numiți oameni, bă, voi sunteți suboameni. Retardaților mental. Ticăloșilor care i-ați retardat și pe alții ca să vă slujească vouă, auzi mă, palat episcopal. Cine te crezi, mă, nenimeni în drum, mă? A? Sau crezi că, îți imaginezi că dacă faci și tu, faci parte dintr-o linie de golani care s-au autointitulat regi paraleli cu liniile normale și regale, e ceva de capul tău și al neisprăviților ăilalți cărora le întind, a? Care întind ghearele lor jegoase oamenilor ca să le pupe. A? Asta credeai, mă, Teodosie, de când ți-am zbat eu clopotele. De multă vreme ți le bat, dar acum o să, în curând o să ți le bat și pe alea. O să te laude ăia ai tăi în curând. E o chestie de timp. Da. Și dacă crezi că suntem cumva ăia care după orice război să arată vitejii, eu zic să intri pe pagina mea de Facebook asta, să intri și pe paginile alte care mi le-au blocat golanii ăștia de la Facebook, care de fiecare dată când făceam câte un comentariu pertinent ca să demasc ticăloșiile voastre, ziceau că instig lumea la ură, auzi? Când denunți minciuna și ticăloșia, instigi la ură, mă, auzi ce zic ăștia? Nu, mă, am instigat doar la deschiderea ochilor. Și așa cum picătura chinezească pică, picătura aia mică pică mereu în același loc și același loc și același loc. Am izbit, am izbit, am izbit și s-a crăpat, bă, până la urmă. O să vă luăm pe toți și pe zi ce trece, crăpătura se face din ce în ce mai mare. Da, e doar o chestie de timp. Și ce facem noi aici nu se numește răzbunare. E o prostie dacă credeți că noi facem răzbunare. Nu, mă, facem doar justiție. Asta ce n-a fost în stare nimeni să facă până acum. Justiție. Ce spun eu acum aici este preluat de niște oameni care sunt în servicii, diverse servicii, dar ălea ale țării, bă, nu bagabonți ăștia vânduți pe un pumn de arginți și mângâiați pe cap și medaliați de străini. Nu. Ai serviciile țării, da? Niște oameni care și-au dat seama că în decembrie 89 a fost o lovitură de stat. Niște oameni care, pe capul cărora s-au pus premii de peste 1 milion de dolari, o sumă enormă în 89, da? Și oamenii au fost nevoiți să ascundă. Dar acum s-au regrupat și or să vină după voi ca să vă ia. E doar o chestie de timp. Vă vom lua pe toți. Și pe voi, și pe slugile care v-au ajutat, indiferent din ce partide sunt și ce partide ați înființat voi și ați păstorit, da. Și momentan acum o să facem justiție, nu vă vrem moartea, înțelegeți? Nu vrem. O vom face justiție așa cum trebuie, că nu suntem răzbunători. Înțelegi? Vrem doar justiție și vrem să scăpăm copiii țării astea din ghearele voastre. Da,
Unde ești tu, șoșoacu? Unde ești tu, jigodie, care îndemnai lumea să se ducă să pupe moaștele și să susțină banda asta de infractori? Vino să-i vezi acum, sau te-au tăvălit și pe tine pe închiliile lor, a? Cum au tăvălit tinerea care au vrut să-i hirotonisească ei, auzi? Bă, ce mă, Teodosie, ai înălțat blestem din Evul Mediu întunecat? I-ai evocat pe uriași acolo, tu, mă! Aha, nu, mă, uriașii aia care vă susțineau au fost blocați în subterane, mă, mor de foame, mă, acolo. Da, nu mai aveți puterea, nu mai are cine vă susține. A? Sau credeți că noi nu știm că toate palatele astea care vi le-au înălțat, a? Au fost făcute ca să vă întâlniți cu ăia și după aia ăia să intre în subterane? Că așa ați îngenunchiat umanitatea, mă, cu ajutorul uriașilor carnivori, cărora le dădeați voi să mănânce carne de animale și de oameni și de ce le mai dădeați. A? Da, credeți că lumea nu știe? Știe, mă, în curând o să afle, toată lumea o să afle ce ați făcut voi. A? Da. Cea mai mare greșeală pe care a făcut-o Nicolae Basarab, zis Ceaușescu, e că nu v-a spânzurat pe toți, nu n-a pus tunurile pe voi. Au făcut o greșeală, fiindcă printre voi erau băgați și erau infiltrați din securitate și trebuia să ținem țara încă în mâini, fiindcă nu puteam să luptăm pe toate fronturile, și cu Rothschild și cu iezuiții de la Vatican, și să vă luăm și cu voi. Eram descoperiți. Dar acum ne-am acoperit. E doar o chestiune de timp. Da. Cam asta e. Faptul că din rândurile voastre ies zilnic oameni păcăliți, ies zilnic oameni care au crezut că la voi e adevărata spiritualitate, dar de fapt și-au dat seama că e cea mai mare mizerie întâlnită vreodată pe pământ, este un semn bun. Și absolut toți călugării și toți ăștia care vor să depună mărturie împotriva ăstora, căutați-mă la Bran și vă promit protecție. Vă promit protecție împotriva golanilor ăștia care nu o să mai aibă nicio putere asupra voastră. Nu o să mai aibă puterea să vă sclavagească în mănăstiri, să vă pună la muncă în folosul lor, să vă bată și să vă chinuie când fugiți, ca șerbi, ca iobagi. Da, asta, cu asta s-au ocupat bagabonții ăștia de popi. I-au luat prima dată pe țigani în robie și i-au făcut robi mănăstirești. După aia i-au luat pe proști ăștia care au pus botul la vrăjeala lor, i-au băgat în mănăstiri și i-au spălat pe creier ca să-i pună la muncă. Da. Cunoaștem cazuri în care femei sincere au crezut că acolo e, și când s-au dus s-au dat peste maica stareță care s-a uitat la filme porno și zicea că du-te să faci ascultare și smerenie. Ce ascultare, mă? De cine, mă, să asculte lumea? De voi? Gata, mă, steaua voastră a apus, sunteți păluate, da, sunteți pe copcă, băieți, și copca e adâncă, credeți-mă. Da. Vă recomand tuturor oamenilor care vreți să vă deschideți mintea să intrați pe site-ul nostru numit Agarta Code, liniuță Târcă Valentin, YouTube. E gratuit, nu vă percepe nimeni. Aici nu suntem la biserică să vă luăm bani. Nu, nu, nu. Și mai avem și site-ul Luptătorii Ordinului Dragonului. Orice v-ar spune derbede ăștia de popi că noi suntem satana, că suntem șarpele, avem de partea noastră munții Carpați, care au o formă tehnică de dragon, și avem deasupra noastră constelația dragonului, și atâta timp cât lucrurile astea două vor exista pe pământul ăsta, noi aici suntem cei legitimi. Voi ăștia cu Agvila, cu Vulturul, cu Tricolorul, duceți-vă mai încolo, duceți-vă în munții care au forma constelației Agvilei, duceți-vă sub constelația Agvilei, acolo e pământul vostru. Acolo sunt îngropați strămoșii voștri, nu aici. A? Ați visat voi, jigodiilor,
ați bătut palma cu mafia iudeo cazară și ați visat că mi-i transplantați pe cazare aici la noi, pe evrei. L-a scos pe Georgica Simion să spună că o să dați 800 de mii de vize. La. O să-ți dăm noi ție, Georgica, viză de Siberia, bă, băiatule, fiindcă i-ai păcălit pe oameni că tu ești cu Rusia. Rușii spre șmecher, bă, ca să dea două parale pe pielea ta și pe lușoșoaca și pe maimuțoie ilalți care flutura steagurile alea, steagul ocupantului străin, habar n-avești ce fluturați. Tricolorul este izmana gărzii elvețiene a Vaticanului, bă, proștilor, nu e tricolorul vostru legitim. Tricolorul vostru legitim e un dragon pe fond albastru, dacă vreți să știți. Intrați pe site-ul nostru, pe Luptătorii Ordinului Dragonului și acolo o să, sau pe site-ul de YouTube Agarta Cod, liniuță Târcă Valentin cu Udinii și vă veți lumina, mă. Vă veți afla adevărații strămoși. Veți afla că aici este Agarta, țara agatârșilor. Nu e nici Dacia, nu e nici Zamolxe, nu. Dacii, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, sunt sciții matriarhali. Sunt sciții care au păstrat matriarhatul, care au fugit din calea lui Samolxe și a bandei lui de patriarhi. Da, și s-au refugiat aici la Agatârși. De aia le-au și dat Dobrogea și s-a numit Sciția Mică sau Sciția Minor. Și dacii, atâta timp cât au rămas la matriarhat, au fost aliații agatârșilor, ai sarmaților, ai geților și ai draxilor, societățile care au ținut matriarhatul, adică legea normală și firească a universului. Fiindcă energia aia centrală pe care voi, unii proști, o numiți Dumnezeu, Allah sau cum vreți să o mai botezați voi, e femeie, e de origine feminin. Că dacă nu avea femininul, nu se putea multiplica, nu se putea reproduce. Ai înțeles? N-am văzut niciun bărbat ca să nască vreun copil sau să nască ceva. Că înțelegeți despre ce vorbim aici? Lucrurile astea sunt chestii științifice. Și voi, proștilor, ne-ați numit atei. Pe oamenii de știință i-ați numit atei. Că n-au vrut să creadă în bazmele și în balivernele voastre, voi ce a zis? Fără Dumnezeu. Păi bă, idioților, bă, retardaților, toți oamenii de știință au făcut telefonul, mașina, ăla, orice invenție, niciun popă n-a făcut nicio invenție. De ce le folosiți, mă, invențiile ateilor? De ce n-aruncați telefoanele? De ce n-aruncați, spargeți calculatoarele, dați foc la mașini? Că-s făcute de atei. Și ateii ce, după viziune, mintea voastră asta îngustă, umblă cu satana. A? Păi de ce umblați cu lucrurile făcute de oamenii lui satana și vă folosiți de ele? A? Proștilor. Da? De ce nu? Bă, pe baza popilor și acu trăgeați măgarul de coadă în stuf. Da? Erați încă robi pe pământurile lor. Bine, nu că acum ați fi mai liberi. Ubră un pic, că tot pe pământurile popilor stați. Dar mulți dintre voi nu știți asta. Da? Până când n-o să puneți mâna pe absolut toți infractorii ăștia cu fustă și bărbi, până când nu o să-i judecați și nu o să facem justiție, umanitatea nu se va ridica din genunchi. Cum spunea ăla, până când ultima cărămidă din ultima biserică nu va cădea peste ultimul preot, indiferent de culoare, nuanță, nu contează ce sunt, da? Umanitatea nu își va reveni din lovitura care a primit-o în secolul 4, din... Se spune că atunci umanitatea a primit în secolul 4, când patriarhul Kiril a dat foc bibliotecii din Alexandria și a omorât pe oamenii de știință, se spune că umanitatea a primit o lovitură de ciomag în cap și și-a pierdut memoria. E, golanilor, noi suntem aici ca să-i aducem aminte umanității de unde a căzut. Da, și mai ales suntem aici ca să aducem aminte umanității. Cine au fost cei care i-au dat cu ciomagul în cap? Și cam asta e, da. Ce să vă mai spun? Poate mulți dintre voi îmi reproșați că îmi puteți reproșa, domnule, mai în toate live-urile spuneți că au mereu aceleași lucruri.
Noi știm de ce facem asta, fiindcă cuvântul are putere. Așa cum picătura aia care cade mereu în același loc are putere. Cine vede chestia asta prima dată îl umflă râsul și zice: pa, cum o picătură să crăpe piatra? Ei, uite că tenacitate și atitudinea împotriva răului, o atitudine constantă împotriva răului, da? Iată că face ca să înlăture bezna asta negura prostiei și a ticăloșiei și iese lumina. Lumina iese. Da. În condiții normale, în seara asta, pe postul de televiziune Independent TV din Timișoara, deci am spus în condiții normale, dacă nu s-a întâmplat ceva. Oricum, dacă s-a întâmplat ceva, pentru noi nu e o mare problemă, da? Se distribuia un filmuleț numit Agarta Cod, zarurile au fost aruncate. Îl găsiți poate fi găsit atât pe contul nostru de YouTube Agarta Cod liniuță Târcă Valentin, cât și pe un cont care de Facebook care ni l-au blocat și se numește Agarta Code 777 în secția videoclipuri. Da. În secția videoclipuri o să-l găsiți și în filmulețul ăsta numit Zarurile au fost aruncate. Noi am făcut așa o trecere în revistă ca niște țăruși care îi bați ca niște pari în deșert ca să indice direcția, cam cum a luat naștere Universul. Energia aia centrală de feminină, ca să-i spunem noi, energia care s-a divizat și este în absolut orice ființă vie, da? Ființe vii pe care nemernici ăștia de preoți le omorau, atât oameni cât și animale, prin sacrificii. Totul era prin sacrificiu. Auzi ce religie debilă, că ești mântuit prin sângele Mântuitorului Isus. Bă, oameni buni, eu nu contest că Isus n-a fost un luminat. Isus a fost unul ca noi, în esența lui, și a luptat împotriva nedreptății. Dar el a murit acolo, în Palestina, și a murit pentru ai lui. Bine, a murit în numele noțiunii de libertate, de dreptate, de justiție, dar el e acolo. Aici, pe pământul ăsta, a murit Horia Cloșca Crișan, Gheorghe Doja, țăranii de la Bobâlna, țăranii din 1907 și toți voievozii ăștia care au murit și care au fost vânduți tocmai de nemernici ăștia de popi care ei dețineau informații obținute de la proști prin spovedanie, da? Se ducea naivul și se dădea împrimire la popă cu totul. Așa, asta a fost secretul. De aia și numește că taina spovedaniei. Da, era o taină, da, știută doar de ei, de popi. Asta a fost secretul puterilor milenare. Faptul că oamenii se duceau la ei și se spovedeau și le spuneau vrute și nevrute și ei făceau conexiunile.
Și în momentul în care se ridica câte un luptător pentru libertate, mai devreme sau mai târziu, în foarte scurt timp, popii îl dădeau jos. Și ca să le arate ălorlalți că nu, că oricât ar lupta, nu se va libertate, nu va fi, îl dădeau și exemplu, executându-l în piețe publice. Da. O să facem și noi niște judecăți publice, dragi, sfinți, sfinți, părinți. O să vă facem și noi niște judecăți publice și lumea o să afle absolut toate mizeriile, absolut toate mizeriile la care v-ați dedat voi până acum. Da. Oameni șchiopi la minte și strâmbi la suflet. Da. Am avut uriașa satisfacție, ca să zic așa, niște habotnici de ăștia credincioși în prima fază m-au făcut cu ou și cu oțet, da? Din satanist, din eretic, din ateu, din... Nu mă scoteau, înțelegi? Erau așa niște... Ei, și pare să că unora anumite chestii pe care le spunem noi în comentariile noastre le-au aprins niște luminițe în cap. Și adevărul, în momentul în care ți intră în cap, adevărul rațional începe să nu-ți mai dea pace. Începe să miști de acolo, îți mișcă, îți deblochează rotițele gripate. Rotițele care le-ai avut gripate în căpățână. Și așa cum vă spuneam, am uriașa satisfacție că niște habotnici, niște oameni care în primă fază erau habotnici religioși, care mai mult chiar ei, cum să spun, se băteau cu pumnul în piept, creștini am fost, creștini vom fi, nu, cretini ați fost și cretini veți rămâne dacă nu vă deșteptați, dacă mă întrebați pe mine, da. Pa, ortodoxia, calea dreaptă. Faceți-mă să înțeleg, care ortodoxie, care cale, care dreaptă. Adică Biblia e scrisă de cazari evrei, da, e mafia cazară, Iisus e evreu, da, apostolii au fost toți evrei, da, dar noi aici, o țară centro-europeană, noi suntem ortodoxia, e calea dreaptă, nu. Ortodoxia este o găselniță, este o organizație de infractori, da, nu e nicio cale dreaptă, e cea mai strâmbă dintre căi. Ortodoxia este cea mai strâmbă dintre cărări și cea mai întortocheată. Și omul care apucă pe calea asta, așa zis, dreaptă, nu va ajunge nicăieri. Ați văzut cățelușii aia care se învârt în jurul cozii? Ea cel puțin au un sens, să învârst în cerc o dată așa și dacă se plictisesc o iau invers. Ortodoxia asta, uite așa, e ghem, e un ghem încurcat și unde nu-i dai de capăt, a, Domnul știe, mare taină. Păi dacă Domnul știe și dar nu vine odată să ilumineze peste, dar voi ce știți, popii, preoții? Păi dacă Domnul știe, dar voi nu știți, credincioșii nu știu, dar atunci care e rolul vostru? A, să le spuneți la credincioși că Domnul știe și să le luați banii? A, doar pentru asta? Da, nu știu. Eu zic să vă reveniți din coșmarul ăsta, dragi credincioși, că n-ajungeți nicăieri. Absolut nicăieri. Și lăcomia infractorilor ăștia de popi e nemăsurată. Hrăpăreți ăștia. Deci hrăpăreți ăștia doar după bunuri materiale umblă. Bunuri pe care le iau de la voi, fiindcă voi sunteți temelia averilor și a bunăstării lor. Voi sunteți, voi credincioșii, sunteți pietrele de temelie, da? Pe care ăștia și-au așezat sinistra asta afacere.
milenara asta afacere pe voi, oile Domnului. Vă spun de la obraz că sunteți miei și oi, dar așa proști sunteți că vă simțiți măguliți. Oh, sunt oița Domnului, sunt blând ca un miel. Nu mă, ești doar prost ca un berbec și nimic mai mult. Înțelegi? Da. Nimic mai mult. Sunteți doar niște proști care dacă nu gândiți, nu vă folosiți, că de-aia avem noi. Ăsta e un cap, da, așa, și înăuntru capului ăsta e un creier. Rolul creierului ăsta este să gândiți, da? Să gândiți. Nu să căscați gura și să luați mură în gură ce vă dă ăștia. Înțelegeți? Da. Așa, după cum știți și cum mă cunoașteți, nu sunt, nu-mi place să fac live-uri lungi, așa, doar ca să mă aud vorbind, cum era ăla, era unul Nicolae Persu, Nicolae Persu, care le citea la ăștia, făcea live-uri de 7 ore, frate, 7 ore, vă dați seama cât egocentrism. Ajunsese să filmeze și când se ducea cu bicicleta de colo până dincolo, doar ca să-l vadă, își făcuse el un grup de, tot așa, de gură cască, de ăștia care, știi? Adică, nu mă înțelegeți greșit. Nu, omul avea 8 clase, dar pretenții de mare luminat. Nici nu știa să citească ca lumea, norocul s-a apucat să citească niște cărți și ajunsese să-i țină pe unii proști și câte 7-8 ore într-un live. Asta da poveste. Bun. O seară bună vă doresc și să auzim de bine. Și biserici de-astea care iau foc, or să mai fie. A luat foc Catedrala Notre-Dame, trebuie să se întâmple ceva și cu Catedrala Jumulirii Neamului, fiindcă n-are cum să nu se întâmple. Da. O seară bună vă doresc, toate cele bune!